Bună ziua! Al doilea episod al emisiunii noastre, Dosare de Presă. Al doilea invitat, dar unul de talie, doamna Denise Rifai, cu care am convenit, dumneai m-a invitat, eu sunt un bărbat de modă veche, m-a invitat să îi spun pe nume, să ne spunem pe nume. Sărut, bună, Denise, îți mulțumesc foarte mult, sunt tare bucuros că ai acceptat invitația mea. Și eu mereu mulțumesc și sunt tare onorată. Mulțumesc mult, mulțumesc mult. Ne-am gratulat suficient, da. Așa? Începem. Chiar știi cei care ne privesc când ne-am gratulat înainte, adică nu că nu e așa, da, simplu. Ce s-ar oftica. Minute bune. Da, nu? Da, 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 da. Tu așa, eu așa, sigur, eu ție. Eu am făcut pe Modestu, da. M-am zis că nu e adevărat. Tu... Eu ți-am zis că ești un jurnalist, ai... bărbat bine. Ești minunat, sigur că da. Așa, doi, da, oameni... Avem treabă multă, ne-am apucat. Doi oameni minunați, să încercăm să nu-i dezamăgim pe cei care se uită la noi. Nu? Ai un nume de emisiune foarte frumos. Știi? Numele rămâne mult și e foarte interesant, Dosare de Presă. Dosare de Presă, da. Te-ai gândit să faci dosarele presiei, adică cu noi acolo. Eu sunt noi subiecții, adică. Noi jurnaliști. Am stat mult pe gânduri și am vorbit destul de mult cu Dan Andronic, care titlul este mai potrivit, Dosare de Presă sau Dosarele Presei. Dosarele Presei ar fi sunat cumva... Exact, tabloidul securistic. Da. Dosare de dosare presă, de presă sună foarte fain. Este o emisiune care... Deci acum e dosarul meu. E dosar, da, a venit, rândul dosarului tău. Da. Un dosar spectaculos. Cel mai spectaculos. Denis, ce părere ai despre PSD-istul Cosmin Gușă? Într-un interviu acordat lui Dan Andronic, Cosmin Gușă a spus că s-a simțit trădat de Rareș Bogdan. Tu te-ai simțit trădată de Cosmin Gușă când a devenit PSD-ist? De ce să mă simt trădată? Nu știu. Nu, foarte bine. Cel mai important în viața asta, Cosmin iubește presa, dar cred că iubește, el e un politic. Așa e el, prin toți sporii lui. Iubește și presa, face presa, a făcut presă, dar vezi tu, în el nota asta politică a fost întotdeauna aia mai mare. Și el e politician în tot, în mentalitatea lui e de politician. Ca așa lui Rareș. Rareș n-a fost jurnalist. Rareș a fost politician întotdeauna. E în rasa lor, așa sunt ei amândoi, în ADN. Băieții ăștia doi sunt complexi și au momente când sunt în viziune comună, da, și momente în care sunt separați. Pe doctrină sunt separați. Și Cosmin de Rareș sau Rareș de Cosmin. Și foarte bine că face politică. Bravo lui! E tânăr. Eu asta că bărbatul 50 de ani, bărbatul devine bărbat după 45. Deci e tânăr în politică, foarte bine. Și de acum încolo, încă o dată secretar general, abia acum ar fi ceva important. Și mai departe tot ce vrea. Atunci era prea tânăr. Da. Spui tu. Da. Nu, bărbatul devine bărbat, așa gândesc eu. Opinia mea de femeie, jurnalist sau de femeie fără, da? Deci eu ca femeie, pentru mine bărbatul devine bărbat după 40-45 deja ești bărbat. Și după aceea începe viața de bărbat. Până atunci experimentezi. Și e bărbat politic tânăr, cu experiență și mult succes. Să-i dea Dumnezeu tot ce își dorește el. Îi place stânga, politica de stânga. Să facă, domne, să facă. Avem nevoie în statul român de politică. Politică de dreapta, politică de stânga. Să facă și Rareș să facă foarte bine pe dreapta. Să vedem politicieni calitativi care fac treabă pentru România. Ai răspuns la următoarea mea întrebare, care era așa, că tot veni vorba despre penelistul Bogdan. Ce părere ai? Rareș la fel. Ăsta Bogdan, Rareș Bogdan. N-a fost niciodată. Întotdeauna am fost politic. Așa e el, așa e rasa lui și nu e rău în asta. Adică, știi, eu cu ipocrizia asta, că vai, că de ce iese jurnalistul din presă și face... Nu, domne, omul, deci trebuie să fim liber la cap. Trebuie să facem ce simțim în etapele în care suntem și așa e viața. A făcut Rareș la început un select politică, după care... Înțeleg că a avut carnet de partide la început, după care a intrat în presă. A fost la, da? Liberal când era. Așa, acum vrea să facă politică. Mâine termină cu politica și ce? Adică nu mai acceptăm reconversia profesională? Omul trebuie să muncească toată viața lui și să facă ce-i place. Vrea să facă, dar să facă de calitate. Adică să nu ajungă Rareș, să nu ajungă... Nu avem nevoie de vedete în politică. La Rareș ăsta ar fi... Pericol. Îl cunosc foarte bine pe Rareș. Eu îi zic Bogdan, așa, pe numele, eu recunosc bărbatul după numele de familie. Bun. Pentru mine Bogdan e un tip fain, așa, cu ștai, bărbat fin, rafinat, așa. E important să fie foarte, cu foarte mult content în politică. Asta aștept eu de la el acum. Deci să vină cu proiect și să facă treabă, multă treabă, că și el, la fel, bărbat tânăr și ăsta, 45 de ani.
Deci, mult succes de acum încolo. Să-i vedem în politică pe băieți. E foarte interesant. Foarte, e foarte interesant ce spui. Îi susțin foarte mult, pe amândoi. Și să se și împace. Ce e aia? Că ne-a încertat că nu știu ce se împace, că au treabă multă. Oamenii trebuie să fie uniți. Singuri așa ne e greu. În doi, în trei, în mai mulți, în echipe. Eu sunt om de echipă. Sunt lider. Dar îmi place echipa, îmi place să lucrez în echipă. Eu țin foarte mult la echipa mea. Hau, eu sunt cu fetele. Mă înconjur de fete, eu fete, lucrez foarte bine și pentru mine întâi sunt ele și după aia eu. Țin foarte mult la echipa mea. Te iubesc, te iubesc, te iubesc oamenii cu care lucrezi? În viața mea și aproape de mine sunt foarte puțini oameni și aia mă iubesc, da. Minunat. Pe mulți dintre invitații tăi de la Realitatea îi tăvălești de nu se văd. Merită. Îi cerți, țipi la ei, le tai microfonul sau chiar îi dai afară din platou. Este o notă de originalitate a emisiunii tale. De aici câteva întrebări. Chiar ești serioasă când faci chestia asta? Asta este firea ta, așa ești acasă? Tu ce părere? Eu asta sunt. Nu știu. În dimineața, nu știu, seara, nu noaptea. Nu știu. Ba nu, pentru televizor am învățat cumva să mă ponderez un pic. Adică... Acum ești mai rău? Da. În viața de zi cu zi? Dar nu mă simți? Cum e vibrația mea acum? A? Nu, eu asta greu, sunt. Nu, eu nu joc cunosc teatru. Cunosc superficial. Eu nu joc teatru. Vibrația nu poate să fie superficială. Păi bun, și acasă ce faci? Te supără cineva acasă? Nu știu, îi spun în mama, față. Tata, îl dai afară, îi tai microfonul. Îi spun ce mă deranjează. Și ce zic? Părinții mi respect foarte mult, să știi. Nu? E altceva acolo. E altceva acolo, nu? Nu, nu le, nu, nu le faci o să... Nu le tai microfonul, nu? Dar întotdeauna și părinților mei, întotdeauna de mică, din tot, eu spun ce gândesc. Sunt o femeie foarte dreaptă așa și am curaj. Am un curaj nebun. Nu știu de unde am curajul ăsta, dar eu cu siguranță spun în ochi ce mă deranjează. Cu colegii mei, cu toată lumea. În politică, el mai mare din politică. Nu mi-e frică de nimeni. Și dacă mi-o greșit... Nu e vorba de frică. Nu, viața nu asta, frică, să știi că la noi, mai ales în presă, mergem pe, se merge pe ideea capul, plecați abia nota. E, uite că nu, 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 asta e, și eu, asta e o prostie. Nu, nu. Nu am. Da, grozav. Da, pe mine ce mă uluiește este că acestor invitați pe care tu îi târnosești, îmi zic eu, pare să le placă pentru că revin. Cum de mai revin? Asta nu-i problema mea. Eu îi invit cu drag, îi respect foarte mult. Mai sunt și momente neplăcute și atunci se întâmplă și trebuie să am o reacție, o poziție. Nu-mi place să se jignească între ei. Nu-mi place. Corect. Și nu-mi place să ridice tonul și nu-mi place. Sunt chestii, există un protocol și la noi, când meserie, ca în orice și ca în orice. Eu și trebuie să fim foarte buni în ce facem, adică asta e ideea. Și ca să fii foarte bun, trebuie să respecti niște reguli. E nevoie de foarte multă disciplină. Eu sunt o femeie foarte disciplinată. La mine totul e disciplină. Sunt soldat perfect. În emisiunea mea trebuie să fie disciplină. Și nu-mi plac oamenii care nu înțeleg chestiunea aceasta și care nu respectă. Și atunci intervin. Și pentru că sunt foarte mulți oameni care nu au ce căuta în politică, mari politicieni, n-au... Marea majoritate, cum sunt foarte mulți oameni. Mai toți. N-au 7 ani de casă, nu au cunoștințe în domeniu. Atunci asta este. Da, să știi că de regulă pe cei pe care s-a întâmplat să-i dau afară, nu i-am mai invitat eu. Eu nu mă joc. Da, mă rog, acum neapărat. Și pe aia pe care îi beștelești. Adică, dar nu, da, nu beștelesc. Ideea e că sunt discuții contradictorii. Adică nu pot să-mi păcălesc telespectatorul. Omul de acasă se uită la mine. Eu am responsabilitatea emisiunilor pe care le conduc. Eu sunt meseria mea, eu sunt eu în tot. Nu pot să... Eu când tratez un subiect și am politici, fiecare aduce în platou 6 politicieni. Ai o marcă, da? Foarte puternică, așa fiecare e. Fiecare cu partidul lui și cu interesul lui politic. Eu pentru ăla de acasă, eu trebuie să-i desfac subiectul ăla, trebuie să înțeleagă, trebuie să știe ce culise sunt, trebuie să știe ce interes are fiecare și le spun în față, care e problema? Nu, nici n-am spus că e o problemă. Nu e deloc o problemă. Nu e, asta este strategia ta, asta e abordarea ta. Omul de acasă, ăla are încredere în mine, ăla se uită la mine, că știe că eu nu-l mint. Și că știe că eu le spun ce le traduc practic circul dintre ei. Că ei se ceartă. Azi sunt de o parte, mâine sunt de partea cealaltă. Hăuleu, că ai să zic că nu mai înțelegi nimic. Și atunci eu traduc. Zic, uite, ăștia se ceartă pentru că. Și de aici începe controversa, cearta cu ei.
La revedere, cui nu-i place să nu mai vină. Ei observa vreodată că pe hol, înainte de a intra în emisiunea ta, se pupă și au blaturi și au... Se pupă-s prieteni. Da. Eu mereu... Totul e circ, la ei e circ, de fapt. E circ, așa este. Circ. Eu de câte ori am ocazia, că mă mai cheamă televiziune să mai spun de ceva, eu îi cert, îi dau un gât, le spun, dar în pauză ați stabilit că veți vota sau nu veți vota chestia asta, deși sunteți la două partide e care un mare teatru. Este un teatru, sigur că da. Da. Nu fapt, mai spun, teatru e politica, nu. Nu mai spun când îi vedem pe la petreceri, pe la nu, că ne mai cheamă și pe noi, mai nimerim și noi pe la unele petreceri unde ei sunt de la toate partidele, se pupă și sunt cu lăutarii de gât și n-au nicio. Da. Într-un fel este bine, cred eu. Acum eu ți-au ce interviu mie, dar îmi vine și mie să spun. Într-un fel e bună chestia asta, e bine că nu-și iau gâtul și pe stradă și la petreceri, nu? Nu e adevărat. Dar ar trebui să nu-i ducă pe cetățeni, să-i inducă în eroare, că cetățenii mai mulți își spar capul. Da, corect. Ei se joacă, fac bani și exact, România exact, cade până exact, aici. Exact, asta exact, e ideea. Exact. Parafrazez acum o întrebare care face furor printre reporterițele care au SNSP-ul la bază. Nu vă pare rău? Uneori când îi ternosiți, cum am apucat așa? Eu să zic peștea, după aia nu vă pare rău? Băi, l-am făcut să se simtă nu, jenat. Nu, pentru că meseria mea asta e să-i arăt omului de acasă, să-i traduc mesajul plin de interes politic al reprezentantului politic sau politicului pe care l-au văzut la mine în emisiune. Deci tu urmărești să-i dai de gol. Am înțeles. Ceea ce e moral, jurnalistic, profesional, e moral. Asta e treaba noastră, da, asta să treaba. Facem, să arătăm. Da. Să devoalăm și să informăm unii corect. Corect. Corect, asta înseamnă. Foarte multă... Câine de pază. Da, așa e. Câine de pază. Da. Al democrației, da. Da, așa se spune, da. Bine, acum depinde ce câine. Dacă am fi toți la fel, ar fi bine în presă, știi? Nu ar fi bine deloc. Ferească Dumnezeu. Te uiți la foarte multe emisiuni, alte posturi și vezi niște... Aia nu e presă. Aia nu ar trebui să se facă. Da? Se face. Se face. Eu n-aș avea nicio problemă cu modul în care se face presa, cu o singură excepție. Presa nu ar trebui să fie de vânzare. Când jurnalistul este agățat... Nu ar trebui să fie de vânzare. Așa la este. Noi e foarte multă manipulare și totul e pe bani. Și la noi în presă. Știi asta. Sunt de acord cu jurnalistul de orice parte ar fi el. Dom'le, dar să fie că așa e dictată lui conștiința. Da, nu. Eu am ce am cu... Eu am ce am cu așa zi și... Nebune de manipulare, care sunt fantastice. Eu am ce am cu... Nu știu cu cine ai tu ce, dar eu am ce am cu deontologii. Cu ăștia agățați de servicii, cu ăștia agățați cu burse. Dar îi vezi instant. Cu ăștia, îi vezi. Deci spun când apare cap, un subiect, hop, nu, după cum se precipită subiectul da. Și apar pe voci. Îi vezi, deci nu trebuie. Dar ei vorbesc la fel, copile. Cum? Da. Vorbesc la fel. Da. Denis, ai terminat două facultăți grele. Nu povestești chestia asta și faci rău. De ce să povestești? Stai. Ce să faci? Bună seara, sunt Denis Bifai. Nu. Când legile vine puterii, vorba. Vă rog frumos nu. Și acum să vă când spun. Vine vorba. Am școală multă. Câtă carte am eu. Fată deșteaptă, pregătită toată. Da, uite, vine vorba acum. Vine vorba că vrei tu să o aduci. Da. Nu aș vrea. Dar mă rog. Asta e viața. Taie microfonul. Dă-mă afară din platou. Ai terminat două facultăți grele. Una. Pe cealaltă n-am terminat-o. N-ai terminat-o. Care n-ai terminat? ASEU? Ai făcut deci ASEU și araba. Așa. Mă pregăteam să fac arabă. Am toată viața mea. Adică eu așa m-am gândit să fac, să mi-așez viața. Mie mi-au făcut foarte mult limbile străine. În liceu asta am făcut foarte mult. Unde ai făcut liceu? Spirul Haret am terminat. Bun. Da. Între primii. Toată viața mea vreau să fiu prima. În ce fac? Eu trebuie să fiu prima. Și vreau să fac arabă A și B, limbă secundară engleza, mă gândeam eu. Și mă pregăteam intens să fac arabă la noi, la Peter Moș, la universitate. Și în anul respectiv, profesorul de limbă arabă cu care lucram a trebuit să schimbe meseria și nu am mai avut cu cine să mă pregătesc pentru arabă. Și la vremea respectivă, practic, am ajuns să fac ASE dintr-o... ciudățenie, așa, o conjunctură. Era o secție foarte bună la noi în ASE, SELS, Studii Economice cu Predare în Limba Străină, în engleză. Eu eram excepțională, nu mă laud, dar mi-a plăcut foarte mult geografia. Dar poți să te lauzi. Și eram foarte bună la geografie, foarte bună la engleză, că de.
Și mate, deși am făcut uman și mate se făcea în, până în clasa a 10-a, mie îmi plăcut matematică. N-am făcut info, n-am făcut mate info pentru că nu puteam cu fizică și cu chimie. Dar matematică mi-a plăcut. Și mi s-a părut în clasa a 12-a că eu aș putea să fac ASE totuși. Sales, îmi plăcea foarte mult secția asta, îmi părea foarte inteligent, foarte fain așa. Și am pregătit, am schimbat-o în ultimul moment, practic, și am intrat, a fost examen sinteză la ASE, 4 ore, mate, geografie și engleză și am și intrat. Și mate ai dat da? Algebră și analiză matematică. Da, da, a fost examen sinteză. Matematică zdravănă, da, da, da. 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 Și am intrat la ASE și am terminat 4 ani. Am fost, cred că, între ultimele generații de facultate de 4 ani. Paralel, sufeream tare mult pentru că eu sunt cetățean român, sunt născută în România. Ajungem. Dar ajungem. Zona mea, na, tatăl meu este arab. Eu iubesc și să mai tot... Ajungem și acolo. Și nu puteam, adică îmi doream tare mult să fiu, să știu... Nu limba arabă, tot ce înseamnă și chestia asta, cultura, să fii expert în spațiu islamic. Da, da, da. Într-un stat al Uniunii Europene e chestiune de maximă prestanță și foarte necesară. Uite-te, în emisiuni am nevoie să aduc un expert pe spațiu arab, pe spațiu islamic, pe Orient, pe Șarcă Lausăt, pe Orientul Mijlociu. Nu ai! Nu sunt. Nu mai sunt. Nu mai sunt. Așa e. Nu ai. Și am început... facultatea aici la noi, la Dimitrie Cantemir, engleză A, arabă B. Am dus-o până în anul 3, mergeam cu ele în paralel și pentru că intram în anul de licență la ASE și pentru că eu sunt o femeie, nu, știi, la un moment dat trebuie în viață... Trebuie să înveți serios acolo. Da, 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 da. În viață când gata, trebuie să... Am înghețat, am făcut anul 3 și l-am înghețat și practic ar mai fost un an la cealaltă facultate pe care când să-l mai fac, pentru că după ce am terminat facultatea al patrulea an cu licență, sunt specializată în relații financiare internaționale. Ce să mai mă, nu-i așa? Când am terminat, am mai avut câteva luni libere și după aceea m-am angajat în presă. La 22 de ani lucrez în presă. Denis, ai fi putut să ai o carieră strălucită, ținând cont de aceste studii pe care le ai, studii economice, aflu acum că au fost în limba engleză, da, și cunoașterea stăpânirea limbii arabe, ai fi putut să ai o carieră strălucită în ceea ce înseamnă business, cu țările arabe. Ai fi fost... Dar ce, timpul târziu? Nu, dar de ce ai arăs televiziunea? Adică ai fi putut să ai o carieră strălucită în zona asta. Pentru că eram mică. Să muncești rezonabil, să nu tragi de tine până la epuizare, așa cum se întâmplă în breasla asta, să umbli, să vezi lumea, să câștigi o poală de bani. La mine când mi se aprinde lumința roșie la cameră, ăla e rostul meu. Eu acolo sunt utilă. Da, știai asta la 22 de ani, Denis? Toată viața mea, de când mă știu, ți-ai dorit asta? Doream ca vocea mea să fie voce, știi? Bun, deci n-ai nimerit printr-un accident, domne, m-a chemat nu știu cine să dau o probă nu știu unde și am fost curioasă să văd ce. Ci asta ți-ai dorit? Mm-hmm. Ok. De unde vine numele Rifai? De ce te cheamă Rifai? Pentru că pe tatăl meu așa îl cheamă. Tatăl meu este iordanian, cetățean, este arab, dar cetățean român, de o viață română. Am venit în România și a studiat arhitectură, adică sunt fată de arhitect. Arhitect, tata. Da. Excelent. Și acum asta face? Da. Proiectarea în arhitectură, arhitectură. Da. Excelent. E în România. Da. 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 E un tip fain așa, un intelectual. Tata este din celebra familie iordaniană Rifai, care a dat celebra nu știu familie, câte, nu știu câți priminiștri, o familie care a dat, dacă cei care se uită la noi dau o căutare, o să găsească nu știu câți miniștri, nu știu câți priminiștri. Eu despre familia mea nu vreau să vorbesc. Decât un pic. Spre deloc. Pot să spun doar că... le datorez foarte multe părinților mei, că am avut o educație foarte dură. Să le dea Dumnezeu sănătate. Că de la tata cred că sunt atât de puternică și înfrunt orice. Că îi respect foarte mult. Eu sunt crescută într-o familie foarte clasică și conservatoare și sunt asemenea, am ajuns o femeie clasică și conservatoare. Și că el este peste capul meu. La noi în arabă e o vorbă al aras, știi? Tatăl, părintele peste capul tău.
Și... Știu că din auzite că este un respect extraordinar. Da, așa e la noi și tata nu și-a dorit niciodată că eu să lucrez în presă. A fost singură dorință a avut în viața asta lui să nu fac asta. Mi-a spus că o să sufăr foarte tare. Așa e. Și așa e. Dar iubesc mândru, asta și i-a fost mândru, foarte nu? Greu. Nu e nițel mândru? Când îi se spune, domne, am văzut-o pe fiică ta aseară, a spus o chestie extraordinară, nu? E nițel mândru? E. Nu cred. Eu nu cred că da, dar nu spune, ca să nu te încurajeze, nu, probabil. Nu știu. Nu cred că e mândru, e supărat pe mine, dar îmi pare rău pentru el. După atâția ani, ce mult. Dumnezeu, da. Da, e supărat. Și mă doare că e supărat pe mine. Spune, ți-arată că e supărat? Da, supărat. Da. Pentru că nu și-ar dori pentru mine. Și eu îl înțeleg, știu, pentru că nici eu, dacă eu aș avea mâine copil, să vină copilul meu, ca tata, deci fix ca el. Uită-i microfonul. Să vină tata, eu, să vină fiimea la mine, zic că vrea presă, păi da. Eu mănânc. Nu n-ai există ce așa să ceva. Faci. E, uite da. Că eu... Ce să faci? Nu am... L-am înfruntat pe tata și am făcut meseria asta pentru că a fost și-am iubit-o mai mult. Nu pot. Dar l-am aici. Și aici, care îmi zice nu e bine, nu e bine. O chemare cu care nu ești de acord, ce să faci? Am un prieten înnebunit de faptul că fiica lui dorește să facă o oncologie pediatrică. Și că l-a amenințat, i-a spus, dacă nu mă lăsați să fac chestia. Câteodată trebuie să-ți asculți părinții. Uite. Dar câteodată nu trebuie să-i asculți. Da. E la fel de valabilă chestia asta. Dar să știi, uite, eu orice zic ce trece și mă uit înapoi, wow, dacă aș fi știut cele ce am experimentat ulterior înainte, eu înțeleg acum, pe zi ce trece, îmi înțeleg și mai mult părinții, și mai mult, da. și mai mult. Da, eu credeam că numai eu, dar mă rog, eu sunt mult mai bătrân și nu, mi se pare că ăsta e semn de bătrânețe. Mie toată la tine viața mai lasă înțelegerea asta că încă ești tânără. Eu am trecut și crescut doar între oameni maturi. Eu, pentru mine, cum îți spun că bărbatul devine bărbat și e bărbat mult înainte, o vârstă aparte, toată viața mea am crescut între oameni maturi și eu îi apreciez cel mai mult. Eu sunt bucuroasă că am fost primită între oameni mari. Că am putut să învăț. Tinerețea l-o aduc eu. Eu vin cu tinerețea. Ai furat meserie. Ai avut la cine să furi meserie. Și experiențe de viață. De ce nu ai făcut niciodată un reportaj în țara natală a tatălui tău? N-ai fost curioasă? O să fac. Nu m-a invitat nimeni să fac. Noi aici suntem încalați foarte mult pe politică internă. Mi-ar plăcea tare mult să fac. Ai fost? Ai vizitat țara? Ai fost de multe ori, nu? Doamne, dar eu iubesc că știu când văd deșertul, e bogăția mea cea mai mare deșert. Mă simt atât de bine. Deci, ce înseamnă să ai în ADN? Știi, alimentele acelea în care eu mănânc doar arăbește în fiecare zi. Deci eu sunt... Așa acasă? Da, tot. Pielea, tot. Nu. Deci, efectiv relieful, știi, eu când văd deșert, pentru mine e bogăție. Eu când aud oameni că au ce deșert, sărăcie, nu. Da, pentru mine da, deșert da. Secetă, e bogăție. Secetă, nu-i așa percepe. Nu, da, deșertul e bogăție, da. Da. Asta te duci e, des? Sângele apă nu se face. Mă duc ori de câte ori pot, orice mică vacanță am, e într-o țară arabă sau cu influență. De exemplu, în Grecia, nu Cipru, da? Da, că sunt... Deci da. Întotdeauna cât mai aproape de orice, deci totul e acolo, totul e acolo. Bunicii îți trăiesc, te primesc frumos, te țin, nu mai sunt. Nu mai sunt. Dar sunt unchi, mătuși, nu? Verișoare, verișori? Sunt acolo, da. Aici nu mai am pe nimeni decât pe mama, în partea astălaltă. E ciudat așa. Da, așa e. Da, cum e viața, sigur că da. Da. Câteva întrebări pe care le adresez tuturor invitaților, vor fi niște întrebări dintre astea, din care la un moment dat eu aș vrea să trag niște concluzii. Nu știu ce concluzii, ce valoare probabilistică vor avea ele. Te dar rog. În fine. Yeah. Mâine sunt alegeri. Pentru Cotroceni. Alegeri pentru funcția de președinte al României. Mă doare capul. Nu, Costea Muze. Și sunt patru candidați. Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Claus Iohannis. Pe care din cei patru? Întotdeauna Traian votezi? Băsescu. Întotdeauna Traian Băsescu, da? De ce? Știi că eu am spus la televizor că și acum la europarlamentar eu l-am votat. Eu pe președintele, eu l-am votat Băsescu de fiecare dată. De ce? Pentru că știe să taie microfoane. Nu. Da, de ce? Poate pentru că este cel mai aproape pe ADN-ul poporului român. Știi, pe structură, așa. E un tip din popor. Și e bărbat. Traian Băsescu e bărbat. În România e nevoie
de bărbați politici. E nevoie, e nevoie de oameni care să cunoască politică, de politicieni, de clasă, de elită. E nevoie ca de aer. Dar ulterior, deci peste elita asta, peste oameni care să cunoască politică, să studieze politică, să fie înalți în domeniul ăsta, e nevoie ca cei care conduc să fie bărbați. Iar Traian Băsescu este bărbat. A fost bărbat și este bărbat. A luat de gât și a bătut un negustor arab. Nu ți-a displăcut chestia asta? A pornit un negustor arab. A făcut multe greșeli, dar suntem oameni. Da, ăsta e răspunsul. Pentru mine întotdeauna Traian Băsescu. Da. Cu toate relele lui. La ceilalți trei, ce îți displace? La Ion Ilescu, un mare intelectual, un tip de mare clasă, dar poate ușor prea distant față de popor, adică trebuia cumva mult mai implicat. Foarte interesant. Păi tu erai mititică când a fost președinte. Asta nu înseamnă că nu... Foarte interesant ce spui. Distant da, față de popor, dar așa l-ai perceput? Rece? Da, rece un pic, da. Așa sunt toți intelectualii. Atât de intelectualii. Ion Iliescu este vârful... Un mare intelectual. Bun, în fine, este. Nu te contrazic. Este. Da. Dar nu, eu nu l-am perceput niciodată că pe un mare intelectual. Este. Adică, ai făcut un interviu cu el? Nu, dar am stat de vorbă de mai multe ori cu el. Da. Și nu te-a convins? Ba da, dar m-a convins tocmai prin... Păi, firesc. Dintre președinții pe care România i-a avut, șefii de stat, Ion Iliescu a fost elită, cel mai intelectual dintre toți. Foarte interesant ce spui. Emil Constantinescu, cum l-ai perceput? Fricos. Păi de frică respecta Constituția? Nu. Un milimetru bărbat cu milimetru? De stat, nu o să spună niciodată, un bărbat care e bărbat da? Și care trebuie să fie bărbat de stat, nu o să spună niciodată că m-am învins sistemul. Corect. Deci ești de acord și nu avem nevoie de bărbați da. Tipul ăsta de atitudine, să nu deranjăm, să nu... Să supraviețuim. Nu. România are nevoie de lideri, de bărbați, păi de acum stat. Și Traian Băsescu, atunci când a spus-o pe aia cu Licuriciu, nu mai repetăm, a fost bărbat? Cu toate relele lui. O ții pe a ta. Da. Bine, ok. Iohannis? Claus Iohannis? Nu-l cunosc. Da, nu și m-a lăsat niciodată să-l cunosc. Și nici nu face... Da. Nu m-a lăsat să-l cunosc niciodată. Se ține așa, într-un... Eu îl respect mult, mi se pare... Adică eu l-am... Eu am luptat ca o nebună în campania Ponta Iohannis, împotriva lui Ponta, deși pe Ponta îl plac acum și sunt ok cu el. Și... Dar Ponta atunci nu era pregătit, o luase razna. Păi asta e treaba ziaristului, să lupte pentru un politician sau altul? Să lupte pentru România. Eu am luptat atunci ca Iohannis să... Nu era momentul ca Ponta să ajungă președinte. Era mult prea tânăr și ar fi făcut greșeli foarte mari. Acum, în viitor, așa n-ar fi rău. Tu așa-l vedeai, făcând greșeli, da, gafând. Da, avea, era în acea gașcă total nepotrivnică. Ce gașcă? Ce gașcă? Știi bine. Nu știu. Te întreb pe tine. Dar nici eu nu vreau să dau detalii dacă tu nu știi. N-am venit eu să-ți dau toate detaliile. Telespectatorii nu știu. Cei care se uită la noi nu știu. Da, știu. Bineînțeles că eu știu. Dar nu contează cât sunt nu eu de acord momentul cu tine. Și eu am luptat foarte mult atunci să fie președinte Claus Iohannis și a fost un moment important pentru noi. Măi, dar să suntem cetățeni, noi trebuie să luptăm când băgăm biletul în urnă. Adică? Atât. Lupta noastră acolo trebuie să... Nu, lupta noastră e păi mea. Suntem propagandiști, suntem activiști. Dar nu sunt propagandistă, sunt jurnalist. Eu lupt pentru România, pentru România. Și stat ce facem drept? Dacă greșim prin influența noastră și influențăm pe oameni prost? Ne punem cenușă în cap, apoi eu m-am făcut chestia asta în 1996. Normal, când am fost activist, și am luptat să câștig, pe puterile mele, bineînțeles, să câștige Emil Constantinescu alegerile. Mi-am pus cenușă în cap. După, nu? După. Da. Da. Eu am crezut, dacă vrei să vezi un prost care a crezut chestia cu 15.000 de specialiști, uite-te bine la mine. Zic, n-or fi 15.000, dar 1.000 or fi. Eu încă nu am de ce să-mi torn. Încă nu, dar probabil o să ajung și eu la momentul ăsta, cu siguranță. Că ai să o faci? Ce? Să spui cerințe în cap. Da. Bravo. Prima sunt. Bravo. Excepțional. Eu când greșesc sunt prima care îmi cer iertare. Da, bravo. Asta e dovadă de superioritate. Bravo. E dovadă de normalitate și de respect pentru ăla din fața ta. Eu sunt foarte impulsiv așa, să știi. Zău? N-aș fi crezut. Deci când îmi spui câte o treabă și îți place... Asta e o dezvăluire de presă. Da. Te fac în toate felurile în secunda 2.
după care mie îmi trece. E foc de, da? foc de paie, da? Da. Ei pot înțelege chestia asta, că eu sunt oltean și noi olteniști suntem foc de paie. Spune-mi și mie trei politicieni care îți plac, care îți inspiră încredere, care îți plac. Uite, un politician, și acum o să fiu super criticată pentru ce am de gând să spun, a fost cel mai frumos interviu al meu pe anul care s-a încheiat, a fost cu Adrian Năstase. Un mare intelectual. Ce ți-a plăcut la domnul Năstase? Acum abia ar trebui să fie un politic. Acum e trecut prin greutăți, e rodat, este foarte intelect, foarte citit. E fain, are carismă de bărbat, are energie de bărbat, e viu. Eu în emisiunea asta fac. Mulți dintre telespectatorii mei îmi scriu și îmi spun că le plac emisiunile mele pentru că mă simt acolo, acasă, la ei în sufragerie, știi? Și cel mai mult îmi place să reușesc să trezesc omul din invitatul meu, să fac omul să fie bărbat, să fie autentic. Ei, și a venit, a acceptat invitatul. Greu, o s-a lăsat ușor. Da? Dar acum, de-abia de acum, e momentul pentru Adrian Năstase. A făcut și greșeli foarte mari. Era mult prea superior. No. Acum e ce trebuie. Îmi locu foarte mult de el. Și este altceva. A trecut printr-o experiență, chiar mă interesează părerea ta aici, în punctul ăsta. Și în rest mă interesează, aici mă interesează în mod deosebit. A trecut printr-o experiență fabuloasă. Închisoarea. Din care ar fi putut să tragă un tâlc formidabil, care, așa cum spui tu, să îl pregătească pentru adevărata menire, adevărata care. Ți se pare că a înțeles tâlcul ăla? Asta vrei să spui? Experiența aceea prin care a trecut, o experiență tragică pentru orice om, să-și pierde libertatea. L-a îmbogățit și l-a pregătit. Asta, l-a trezit, asta ai vrut așa, să spui? Autentic, da. L-a trezit și a risipit din fumurile pe care le avea, nu? Da. Că le avea vădit și enerva. Da. Iar acum e doar calitatea. El e un tip foarte calitativ. Eu îl plac tare mult. Da, e un tip care are cultură bogată. Și îți dai seama cât de criticat o să fiu pentru ce zic acum. Da, de ce să fii criticat? E extraordinar. O să zic nu mai putem să percepem oamenii din jurul nostru. E un bărbat politic, Adrian. O altă personalitate? Trei? Până la trei? Dacă ajungi până la trei, dacă ai chef. Dacă nu, nu. Un tip care, politic vorbind, politic, este un invitat pe care eu îl plac foarte mult. Din nou o să fiu foarte criticată. De treabă, să nu mai spun că gata, adică e clar acolo. E minunat, am reținut. Mie îmi place și Victor Ponta. Doamne, și iar o să fiu criticată. Altul nu e ca el. De ce? E viu, e dinamic, are nerv, știe politică, știe să întoarcă masa, discuția. Eu sunt o tipă, ca jurnalist vorbind, greu mă doboară cineva sau greu mă... Te impresionează? Mă ține așa, în alertă. El e unicul care mă ține în alertă, trebuie să fiu atentă la el. Victor, Ponta, oricând se poate. Nu schimbă prea des, nu minte cam mult. Acum, stai ca să-ți... Stai. Stau. Deci, politic vorbind, mișcările pe care le-a făcut acum în ultima perioadă, graba asta, dar pe de altă parte, poate trebuie să-l înțelegem, că era o perioadă în care a bunica lui șansa asta a fost să își consolideze partidul rupând mai mult din social-democrații. Tu pui strategia asta a lui pe seama unei abilități politice. Pe seama unei excludem ipoteza că a fost pus să facă asta și în calitate de om care a avut treabă cu serviciile de informații, adică a fost ofițer o vreme, ofițer de informații, sub acoperire. Exclus posibilitatea ca să se fi ordonat un joc anume? Nu e tendențioasă întrebarea. Chiar mă interesează părerea ta. Este vreun lider de stat sau vreun om în funcții de tipul ăsta, fără să fie în legătură directă cu structurile cred că da, secrete puțin, ale statului puțin, român? Puțin, da, cred că numește-mi tu pe cineva, te rog. Nu pot cauționa pe nimeni. Nu pot să spun ăla e curat. Garantez pentru el că e curat. Spun eu că dar din prestațiile lor, unii îmi dau de înțeles și mă îndreptățesc să cred fără să-i pot cauționa. Că sunt mai mult civil. Deci tu spui că la PSD
Ponta ar face ce face pentru că e al unor băieți și aia de la PSD sunt curați și nu să ai unor băieți și ei. Nu și ei, mulți dintre ei sunt și atunci nu e poate o bătălie între niște băieți? A, deci atunci vorbim despre niște marionetele unor servicii. Adică mâna stângă ține o marionetă dreaptă, o marionetă și este și se bat în marionetele între ele. Eu spun că și Victor Ponta e tânăr. Deci nu era gata să fie președinte când a candidat în urmă cu 5 ani. Acum abia e bărbat politic și să vedem de acum încolo ce face. Zic că poate sunt foarte mulți politicieni în care eu am încredere și eu vorbesc cu eu iubesc politica. În sensul că vezi, am înțeles că de sensul că vezi viitorul, da. Și vorbesc și am încredere în cuvântul lor și sunt dezamăgiți de Ponta, știi? Și eu nu-l cunosc pe Ponta, adică eu îl cunosc așa, îți spun ca vibrație de politician, nu trăiesc cu el să știu ce gândește, ce gând are dimineața la trezire, dar oameni sunt foarte mulți dezamăgiți de el. Eu zic însă că e unul ca altul, numai ca el. Tu-l vezi că interesant, are foarte, foarte multe bine, da, calități și că este lider politic și că nu are, normal că nu e perfect, dar are foarte multe părți foarte bune. Mai îmi spui unul să se facă trei? Ar trebui să ajungem și pe dreapta, nu? Nu e obligatoriu. Nu, dar nu, eu e nu deloc sunt obligatoriu. Pe structură așa, oricum în România nu există politică de dreapta și politică de stânga, să fim. Nu există interese. Nu. De o parte și de alta. Uite, să spun un tip de dreapta care îmi place foarte mult. La început în politică, Florin Câțu, ăsta ministru de finanțe, un tip, sunt foarte bucuroasă, eu sunt economist, da? La bază. Cu ăsta m-ai lăsat mut, zi, că ești curios de mor. Florin, deci pentru noi, eu îl cunosc de 10 ani, mai bine, cred. L-am cunoscut într-un moment, eram noi în presa economică, erau niște găști așa de jurnaliști foarte deștepți, de la care eu am învățat meserie și care sunt și peste capul meu, așa îi respect foarte mult. Și un tip, un băiat foarte fain, Ovidiu Tempe îl cheamă, un ziarist bun, de la care eu furam meserie, stăteam lângă el la sală la BNR când făceam materiale cu Muguri Sărescu, feblețea vieții mele, feblețea vieții mele, guvernatorul României este. Și Florin, Ovidiu într-o seară, bun prieten cu Florin, mi l-a prezentat. Am ieșit noi la o cafea, eu jurnalist de economic, Florin un bun economist, era în privat, nicio treabă cu politica. Wow, și-am rămas fascinată. Omul ăsta știe carte. Dar știe, este pe domeniul nostru, este extraordinar de clar vibrație. E un tip cald, calm, așezat, atent. Deci sunt tu crezi că ce face, crezi că ce face el acum e ok? Da. E ok, să avem încredere în el. Da? Da. Ești convinsă îl cunosc că pe okay? el, da? Îl cunosc în toată cariera asta a lui politică, suntem apropiați și îmi place foarte mult că nu s-a schimbat, e același om, e mai cald, e mai atent, mai... Noi, în viața lui Florin, toți oamenii, suntem oameni din privat. Știi? În viața celorlalți miniștri de finanțe, viața lor toată era alcătuită din oameni care lucrează în aparatul de stat. Soții, iubite, verișori, amante. Stai așa și ce dacă, stai un pic. Contează foarte păi mult. Împărțim acum mentalitatea, și oamenii, rei. Mediul, nu, ci percepția. Omul ăsta e un tip liber la cap. E un tip care are școală mult în el. Gândește că a fost, deci omul ăsta a lucrat consilier, în state, în bănci centrale, în state extrem de dezvoltate ale lumii, este pe meseria lui, este cel mai bun. În arabă e ăla mai de sus, știi? Cel mai bun. Și îl văd cum a evoluat în politică și niciodată nu și-a pierdut că problema noastră care e cu băieții ăștia în politică? Caracterul. Știi? Ajung să nu mai fie oameni, să vezi ce fițe, ce figuri, ce se urcă sunt în pom. Niște Dumnezei. Da. Se urcă în omul copac. Omul ăsta este mai mult e om. A rămas cu picioarele pe pământ. Extraordinar. Am are cunoscut un mediu. Am cunoscut un asemenea. Prietenii lui, mediul lui. Știi când ești acasă, ăia sunt normali. Da. Îi spun, bă, băiatule, nu e cu... Ridică-te tu, se așeze domnul ministru pe scaun. Nu există. Da, tu vrei să spui că încă n-am, cum spun, puștii n-am, nu suferă de el. Și știe meserie. Ok. Îmi trebuie să avem încredere în el. Nu trebuie, dar e foarte bine că ai tu. Eu n-am crezut. Da. Deci eu dacă există un semn de schimbare eu în România... Eu aș fi vrut, sigur că da, m-ar fi convins dacă mi-ar fi explicat de ce ne-am împrumutat cu sumele alea uriașe. Eu. Nu mi-ai explicat tu.
Îți explic nu eu. Nu mi-ai explicat-o, nu mă interesează să-mi explici tu. Omul spune, ascultă-mă, nu, ascultă-mă, Mirel. Noi ca stat, ba da, trebuie. Nu! Noi ca stat, nu putem să ne dezbrăcăm în fața investitorilor străini. Ea trebuie să știe necesarul nostru de refinanțare pentru datoria publică și pentru deficit. Omul ăsta, băiatul ăsta și toți miniștrii, noi avem în statul român, pentru că noi trebuie să ne refinanțăm datoria publică și deficitul, noi avem un necesar de bani enorm pe care anual îi tragem din piață. Împrumuturile acestea sunt conform calendarului pe care el, diferența e dobânda la care tragem banii ăștia. Nu este despre Cățu, este despre Denis Rifai. Spune-mi, te rog frumos, trei personalități, nu din lumea politică, mi-ai spus din lumea politică, care îți plac. Personalități din lumea, artă, cultură, sport, de unde vrei tu, care îți plac. Nu că îți plac, că e băiat simpatic, care au însemnat ceva pentru tine, care au contribuit cu ceva, nu? Ți-au fost, e mult spus, ți-au fost model, ți-au fost exemplu, e foarte mult spus. Îți spun, mai întreabă-mă și pe o okay, să okay. discutăm. Dacă ai fi patroana realității, la câți patroni ai avut, e o nedreptate că n-ai ajuns și tu să fii patronul la un moment dat, dar dacă îți va veni rândul, pe cine ai da afară, ce emisiune ai scoate de pe post, și după aia o să te întreb dacă pe a ta ai păstra-o. Cum să nu? Deci în primul, normal, de emisiunea mea, fără să fiu modestă, emisiunea mea, dincolo că este foarte muncită, este... Zi! Hai, zi! Nu te sfii! Nu mă sfiesc, stai o secundă să-mi găsesc cuvintele, că nu mă aștept la întrebare. E o oază de altceva. Sunt singura femeie din prime time. Este foarte greu ce fac eu, Mirel. E o provocare foarte mare. Nu mi-am dorit slotul lui Bogdan. Cine nu se uită la tine? Deci, spune-te frumos câte ore și de câte ori pe săptămână, ca să înțeleagă. Ziua mea începe când apuc eu și okay, mă trezesc de dimineață. Mă trezesc la 8:30, la 9, la 10, deci depinde cum dorm. Nu în fiecare noapte reușesc, de regulă dorm în jur de 3 dimineața. Câteodată mă trezesc foarte devreme, câteodată nu. Ziua mea atunci începe. Și începe, eu nu mă uit la știri. Eu vorbesc cu toți miniștrii, mă duc peste ei, vorbesc cu nenumărați oameni din agenții, din tot ce înseamnă statul, structură în statul român, cu fetele în redacție de nenumărate ori pe zi, de nenumărate ori pe alte subiecte ce nu vizează subiectul meu, pentru că eu sunt senior editor la Realitatea, eu vizez și alte știri, alte, deci eu sunt în structură, în sistemul nostru, non-stop. Nu există vineri, sâmbătă, duminică, eu sunt non-stop, deci nu există, sunt de găsit. 24 din 24. E foarte greu să poți să documentezi amplu emisiuni și încerc să fac de divers pot. Și eu încerc să fac ca pentru mine. Eu sunt un spectator și telespectator foarte complicat. Complicat! Oh, schimb! Încerc să fac ca pentru mine. Adică să dau diversitate de invitați, de întrebări, să fac tot ce aș vrea să fac altcineva pentru mine. Dar este extrem de obositor. Deci emisiunea mea aș păstra-o. Nu există. Și pentru Realitatea, ce trebuie neapărat să păstreze structura asta noastră, trebuie să fim absolut independenți ca unghi de abordare. E foarte important să nu vindem politic strategia editorială a postului. Și numai pentru voi. Pentru oricine. Pentru oricine înțelege chestia asta. Deci ești, da. Deci n-aș vinde, dacă ești, aș ajunge vreodată da. Director de instituție, director de televiziune în statul român, nu aș vinde niciodată linia editorială. Aia este, ăla este siguranța și libertatea României. Aia nu se vinde. Da, sunt de acord cu tine. Și noi, de fapt, acum nu exprimăm o durere. Da. Exprimăm o durere. O mare acum. Frustrare. Da. Ați renunțat la vreuna din emisiune pe care le aveți acum? Nu vreau să vă puneți în cap niște colegi acum, nu trebuie neapărat să numiți o emisiune. Dacă aș fi directorul la Realitatea, la ce face ceva schimbări. Aia este. Ce? Ați pune accent mai mare pe ce? Și mai puțin pe ce? Cum ați vedea? Cum ați vedea o nouă o grilă, nu? Așa se cheamă. Eu, de exemplu, ce modificare eu caut se aduce? Foarte mult conținut. Fără să dați. Eu caut foarte mult conținut.
Uh-huh. Adică mie îmi plac fișele pe subiecte, uh-huh, pe economic, pe medical, pe ce este. Aș merge foarte mult pe... aș face foarte multă curățenie, așa. N-aș vorbi vorbe. Știi? De regulă, da, în România stai și tu dacă schimbi canalul, da, 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 și da, da, vezi că oamenii vorbesc vorbe. Eu spune, ai pune accentul pe informația, domne, informația riguroasă, clar. Se face legea pensiilor, da, păi tratăm subiectul cu fișe, să vedem cum a fost, cum e la noi, cum e în România, cum e în alte state, care-i treaba cu pensiile astea, pe tot aș merge, pe structură, pe CCR, pe, adică aș face mult mai mult content. Am înțeles. Amuzați unii cu semne de întrebare alții. Eu m-am întrebat ce urmăriți cu, de fapt, cu întrebările astea pe care le-ați pus. Acum am vorbit la cu dumneavoastră, domnul Curea, că nu m-am prins, da, am pierdut. Nu, l-am început cu Denis și acum am ajuns cu doamna. Măi, bine, înseamnă că am câștigat respectul pe parcursul dialogului, mă simt onorată. Da. Ai pus câteva întrebări unor invitați care pe mine m-au lăsat mut și m-am gândit că de fapt e un joc. Care e? Și vreau să-mi spui. Păi ai întrebat pe cineva săracul de el de ce sunt murdare și șină de tramvai? Nu. Și pe altcineva ai întrebat cum ar fi putut să fie prevenit un cutremur. E foarte clar că... Cum ar trebui să fie prevenit un cutremur? Eram într-o emisiune, nu mai știu, pe la 1, pe la 2 în zi. Era un breaking news și am vrut să zic dacă ar fi putut fi prevăzut. Asta e sala de direct, îți scapă. Aia a fost o... Am vrut să întreb dacă putea fi prevăzut, nu prevenit. Prevăzut, nu prevenit. Pentru că știi că aparatura asta de nebunesc cu roa alerturile și au și ei... Guran, Moise Guran e specialist. Ce? În ce? Cu aparatura aia. Păi nu i-a scos pe oameni din casă că vine un cutremur de gradul 10? Nu mai ții minte? Nu mai știu. Avea el o aplicație pe care transmitea știri de la... Are, Vizidei, nu? Da. Și acolo avea și o aplicație care să anunțe cutremure. Asta nu știam. Și a anunțat, sigur, n-a apăsat el pe buton, dar a anunțat un cutremur de gradul 10. Deci o gafă, unica gafă pe care am făcut-o vreodată e asta cu... L-am întrebat, era un reprezentant al unui studiu ăsta ce trebuia să ne aducă precizări pe ce se întâmplase. Asta e unica mea gafă. Într-adevăr, mi-a ieșit, efectiv, am zis prevenit în loc de... Am vrut să zic altceva. Dacă ne intri pe Breaking News și ești în direct și ai în cască producător, pe asta, pe laptop, vezi toată redacția, fiecare editor, nu, dar ție să alte cuvinte, ce să mai... Numai ăla care n-a făcut direct, eu am crezut că ești foarte, foarte jmecheră, foarte abilă și vrei să atragi o rapid notorietate. La asta m-am gândit. Adică v-a făcut-o special. Știi, Cosmin, eu am sferit foarte mult la început. Deci am avut mari probleme în campania din 2016 cu Ora Primarului, emisiunea mea de suflet. Am muncit, am înnebunit, Mirel, pentru că eu am pregătit fișe de sector. Am avut o echipă și le mulțumesc fetelor și știu ele cine au fost acolo, munceau, prietenă de-a mea a fost alături de mine, muncea ca nebuna și făceam aceste fișe de sector cu tot ce înseamnă legislație administrativă și fișe de sector cu toată problematica sectorului. Și veneau băieții și unul nu știa nici măcar, măi, nu știu legea, nu știu nici ce se face bugetul. Bun, și mă puneam pe ei cu foarte multă plăcere pentru că știam că-s goi de informații. Și pe chestia aia cu șinele, l-am întrebat pe Augustin Hagiu, parcă candidat la sectorul 2, dacă știe, pe mine mă interesa pe ordine, pe structură, cine trebuie să asigure, pentru că erau întrebări, era o rubrică cu întrebări tematice acolo, foarte mici, cu chichițe. Da, gospodăreală, da. Da, gospodăreală, da, știi? Da, da. Și aici e o ordine, că la astea cu șinele de tramvai, că și astea e o realitate, deci depinde pe ce sector te duci prin București. Măi, este o mizerie, iar responsabil de curățenia, că ei sunt foarte împărțiți, adică ei mută gunoi unii de colo până colo, pe structura asta de șine, măi, nu fac, că am întrebat, doamne, când se face curățenie pe sector, ce nu se face? Nu, că acolo ține de ăla de la STB, ăla trebuie să vină sunt să foarte, facă curat. Dar, adevăr, așa e. Sunt foarte atenți la competențe. Chiloți, ce vrei și ce nu vrei, sunt zone întregi unde e pestilențială și mirosul și... Adică nu e de glumă. De acord. Bun, și pentru că am deranjat multe capete luminate în statul român în acea campanie, au început mișcarea asta mizerabilă de credibilizarea mea. Că sunt o proastă, că pun întrebări... Nu e nicio întrebare proastă. Întrebările corecte ale tuturor cetățenilor, unor agarici care vor să ajungă să conducă bugetele statului român, adică să facă bănuți. Miliarde, așa e. Despre ce vorbim? Așa e. Deci, cât de liniștită dorm
Ei, și atunci a suferit enorm. Și Cosmin îmi spunea că ce? Că publicitatea negativă, publicitate. Nu suport teza asta. Deci eu am două mari principii. Urăsc chestia aia cu nimeni nu e de neînlocuit. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Oamenii nu sunt ușor de înlocuit. Nu există. Urăsc teza aia, că toată lumea e de ușuță. Nu e pentru viața mea. Așa e. Și chestia asta... Fizicianul, iartă-mă, te întreb, fizicianul Nikola Tesla n-a fost înlocuit de nimeni. Cercetările lui au rămas într-un punct de unde nu le-a mai reluat nimeni, n-a mai fost nimeni capabil să ducă lucrurile mai departe. Sigur, păstrând proporțiile, sigur. Nu, cred în principiu ăsta. Sunt foarte mulți oameni care nu pot fi înlocuiți. Și nu-mi place nici asta că publicitatea negativă e bună. Nu e bună. Deci eu, dacă aș fi putut, mie nu-mi plac mizerile astea. Depinde, Denis, că publicitatea negativă, ferească Dumnezeu, dacă erai prinsă că fur portofele în tramvai, e publicitate negativă care nu ți-ar fi fost de folos. Nu, dar eu trebuie să fiu de acord cu Cosmin. Și nu, să spun că gafele astea umanizează, iar mulți oameni știu să mimeze asemenea gafe și să se umanizeze. Dar eu te văd acum că ești chiar așa un pic de necăjit. Da, deci nu, chiar nu e teatru. Dar ai spus, la un moment dat ai spus o altă chestie și chiar mi-ar plăcea să-mi zici. Zim. Tu ai spus chiar o chestie care vreau să zic, bă, ce-o fi apucat-o? Eu am auzit-o în direct asta. Că statul evreu a inventat Al-Qaeda. Nu am spus asta niciodată. Nu? Am spus... Era Radu Magdin. Nu în forma asta, îmi cer scuze, nu fi fost în forma asta, da. Nu. Eram pe slotul 3, ora 15, ora 18 și era Victor Ponta premier, Radu Magdin consilier al premierului în platou alături de mine și era Charlie Hebdo sau ceva. A fost un eveniment, fusese tragedie. Live se întâmpla. Am mers acolo în șe. Și am început să vorbim de organizații teroriste. Și am zis că ar trebui făcut o discuție largă, pentru că nu trebuie asociate cu lumea musulmană și asta susțin și asta și până mor așa o să susțin. Organizația teroristă nu are legătură. Lumea musulmană nu e echivalent cu organizație teroristă. Nu are legătură cu lumea musulmană, are legătură cu interese, bani. Cu interese, cu boală, cu sigur. Cu interese, bani și cu nicio treabă cu nicio religie. Da. Nicio treabă cu nicio religie. Bun. Și nu știu cum am făcut eu vorbire că ar trebui să trecem, să analizăm cine sunt cei care finanțează tipul ăsta de organizații teroriste. Și am spus pe gura mea să nu-i numim aici pe cei din popor, vrând tare mult, pentru că întotdeauna s-a încercat o alipire a mea de zona asta de antisemitism, nu știu ce. Deci întotdeauna. Asta e o porcărie. E o porcărie. E, și-au tăiat, exact, au scos din context. Deci, stai un pic, cine ai tăi? De la realitatea? Nu, presa. Sau cei care... Am înțeles. Nici s-a terminat emisiunea, că era montată. Da. Și dacă dai să vezi materialul pe larg, păi este o nebunie. Tocmai eu fiind fată de arab, din lumea arabă, da? N-am vrut, fiind războiul ăsta nebun, tocmai n-am vrut să zică că aș sugera vreo treabă. Pentru că chiar erai excesiv de prudentă. Exact. Da, am înțeles. S-a întâmplat. Și de ce nu ai spus, Denis? Am spus, Mirel, dar n-a vrut nimeni să audă. Am dat denumărate comunicate, am ieșit public. Da, așa da, și... Da, nu, da, da. Trebuia să fie... Nu le-ai dat cum trebuie. Ba le-am dat, nu a dorit nimeni să preia. Nu au vrut să nu au fost interesați? Nu. Da. E o mizerie, e o porcărie. Uite ce bine că ai lămurit-o. Ai lămurit-o în sensul în care ai spus că ți s-a făcut o mizerie. Cum? Da, este o mare mizerie. Și să... Asta chiar e o mizerie, să mergi pe chestia asta că e de presupus că dacă tatăl ei este Iordania, e de presupus că ea să fie nu știu cum. Da. Asta chiar că este un jec. Mai ales că, dincolo de problemele astea politice, popoarele astea două, și arabii și evrei, noi suntem frați. E, știu, sigur că da. Deci suntem așa. Popoare biblice, frați, nu? Aceeași familie. Avram și Abraham. Turcii, de exemplu, turcii, ăștia sunt europeni, n-au treabă. Dar arabii cu evrei sunt așa. Deci nu există așa, se înțeleg foarte bine în teritorii acolo. E prietenie. Eu am fost și am văzut. Deci nu are nicio legătură. Da, că așa se joacă politica. Am învățat din experiența asta și asta e. Am fost, mergem mai departe. Am fost în Israel, am fost în vizita locurilor. Și eu respectare mult și oameni de mare vizitat calitate. Vizitat locurile sfinte. Și am văzut, este extraordinar când te duci la Betlehem. În Israel. Nu te mai însoțesc ghizii evrei. Te predau ghizia. Tu nu erau prieteni, sunt prieteni, da. Se respectă, se ajută. Da. Dar
păstrând niște proporții ca la noi cu ungurii, te duci și vezi că n-au nicio treabă. Măi, și ungurii au niște porcine de miștoși, de bine pregătiți. Și mi-aduc aminte de, îl pomenesc, Dumnezeu să-l odihnească, Corneliu Vadim Tudor, care era împotriva maghiarilor, de nu mai știa de el. Spunea la un moment dat cu umor, avea umor omul, ce să mai... Și spunea la un moment dat despre Gheorghe Frunda. Domne, ungurul are clasă. Domne. Da, așa da, e. Da, da, și zice, așa mă vedeți, mâine lăudând ungurii, dar ăsta are clasă. Mei, aproape au, de emisiune. Au clasă, da. Au carte, da. Și scot la înaintare, în sensul bun, da. Pe cine trebuie, scot niște băieți carismatici deștepți, da. Și cu, și cu carte multă, da. Informați. Da. Și ponderați, și eleganți. Bravo lor că da, își da, da. Poartă interesul lor. Doamne, parcă sunt lor. Niște tineri lor din camera lor zilor. Da. Bun, jos, jos pălăria. Da, exact, jos pălăria, sigur că da. Hai că am terminat și cu interviu. Nu, încă nu. A, mai avem. Gătești, speli, calci, dai cu mopul pe acasă. Mă, dacă trebuie le faci. Deci fii atent, eu sunt la fel în tot, adică nu țin... curățenie, mâncare calitativă, disciplină. Mamă, nici nu vreau să mă gândesc și la tine ca să voia pe care e pe acolo prin preajmă. Așa. Gen, ce general, general sunt. Ce faci? Că întrebarea de fapt asta era. Când nu ești prinsă cu televiziunea asta, în puține momente când nu ești prinsă cu treaba pe care o ai, ce faci? Mă mai relaxez cu fetele. Cum? Cu adică ceva, ieși la, ieși, mai ies la ieși o șișă. La bârfă, e best tare mult, da? Să fumez șișă. A, e chestia aia, da, pipa, a, am înțeles, da. Yes, am, yes, în oraș. Foarte, deci am așa obiceiurile mele, merg în niște localuri unde pot să mai fac cât o poftă aia, să fumez cât o șișă, mai tragem o bârfă ca fetele. Citesc cât de mult pot, când apuc, cum apuc. Pe mine asta mă... Deci pe mine mă relaxează să fac politică în timpul liber, să vorbesc cu oameni pe care îi plac. Tot timpul stau în vibrația asta în care... Nu simți nevoia să ieși? Îmi place să ieși marea vibrația mult, asta, să foarte ieși, să, mult, nu știu, îmi place marea. Să te duci să te ascunzi o zi. Dacă aș putea să-mi cumpăr toate bijuteriile din lume, mi le-aș cumpăra. Multe, multe, multe. Îmi plăcea aur că sfat și la mine, că eram mică. Mă așezam la toți prietenii tatălui meu în brațe așa și l-am de gât. Și întreba, mică, 5 ani nu mă învăța nimeni. Mama mă urea de rușine. Mama e o româncă asta, o fină, o tipă fină. Și pudic așa, și eu mâncam și luam de gât și întrebam, și ce mi-a adus cadou? Puțin aur, puțin aur. Puțin aur. Da. Deci dacă câteva grame acolo. Da. Du-mă în bazar de ăsta să văd, să fie să aur, bucur ochii. Da, așa. Când apuc să plec să văd marea, mă duc la mare. Dacă ești o mare într-un stat arab, e cu atât mai bine. Cât de puțin timp am liber, stau cu mama, petrec mult timp cu mama mea. Mi-ai spus înainte să intrăm în emisie, că te-am întrebat ce ai făcut de sărbători, mi-ai spus că ai muncit. Am muncit, am fost la Realitate, am avut tot Crăciunul, 21, 23, 24, 25, 26, am fost pe TV cu emisiuni de Crăciun și în săptămâna cealaltă, nu știu cum a trecut, am fost acasă, pentru că ce să mai te-a pus să faci bagaje, să pleci în călătorii, unde să te mai duci? Ce, abia așteptai să dormi. Probabil, da, să faci, da. Da, să faci o saună undeva, să te relaxezi un pic și să dormi. Știi ce faceți voi, că nu mă pot include și pe mine în categoria asta, ce faceți voi zi de zi la televiziune? Asta e ca la balerine, pare ușor. Nu, e foarte greu. Și balerinele alea zâmbesc, plutesc, se învârtesc, dar în timpul ăsta au oasele rupte și în pantofiorii aia curge sânge. E foarte greu. Același lucru se întâmplă și cu voi. Am avut surpriză, am imaginat, bănuiam că este foarte greu, dar începând să mă documentez mai mult, mai bine, mai despre munca voastră și despre viața voastră, am aflat că aveți o viață îngrozitoare. Și că nu vă ține decât patima, pasiunea, da, în profesia microbul asta. Microbul ăsta, mare, exact. Microb. Cât crezi că te va mai ține microbul ăsta? Toată viața mea. Crezi Doar că te dacă va ține Dumnezeu, drăguțul, nu o impune altă drum la un moment dat. Adică dacă nu-i fi pus în vreo situație, asta eu iubesc cel mai mult. Uite, eu când văd microfonul, eu să-l pup. Știi? Nu știu, e ceva, e viața mea. Microfonul. Știi? E ceva, dacă nu fi, dacă, deci știi, viața e, te mai și aruncă așa dintr-o, ce, nu e din ce nimic vrea, așa. Ce ai vrea să-ți iasă în drum, să te schimbe? Poți să spui și o prostie, Mirel, să câștig la loto, nu știu,
ce vrea să-ți iasă în drum? Sau, nu știu, să un... Poate la un moment dat mi-aș dori să prinț, am o familie. Un prinț pe un cal alb, care să ai niște copii superbi sau ce? Da, un bărbat fain așa, da. Mi-ar făcea. Să fie așa cum îl vreau eu și să am o familie a mea la un moment dat. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Dar știi, Dumnezeu, să nu fie da, greu. Da. Adică să fie în completarea mea. Să nu trebuiască să-i ștești la fund pe aia mici. Ba da, probabil, ba da, da. Trebuie să pui energie. Îți spuneam că și eu fac ca tine, scriu cu mâna mea. Lucru care nu e muncit, nu dăinuie, n-are rezultat. Trebuie să muncești. Trebuie să stai lângă părinte. Ai vorbit foarte frumos despre tatăl tău și o să-mi permis să le voc și eu pe al meu, exact cu chestia asta, cu scrisul. Când eram mic și nu învățam, adică învățam, eram superficial. Tata îmi spunea, materia care nu-i trecută prin vârful creionului, nu ajungi niciodată să o înveți. Da. Spune-mi, te rog, dacă ai lucrat la Antena 3? Într-un singur context. Care? Dacă ar fi independenți editorial. Dar la DigiTV? Bă, Digi sunt fain. Par fain. Sunt independenți editorial? Deci sunt altceva, nu sunt ca... La Digi ar fi interesant. Da. N-aș zice nu. Da. Știi ce-mi doresc foarte mult? Nu. O emisiune la radio vreau. Eu am făcut radio înainte de a intra în TV. Unde? Ei. Unde? Păi să spun povestea mea. Eu am făcut, după facultate, bunica mea, toată viața a avut o singură meserie, 40 de ani, a lucrat la Radiodifuziunea Română, redactor de știri, nu e așa cu vocea pe post, redactor de știri. Și terminasem facultatea. Și m-a sunat și mi-a zis, că am văzut eu la televizor că a făcut o școală de televiziune, te-ai dus să faci și tu cursurile. Și zic, hai domne, să mă duc. M-am dus și acolo profa de dicție m-a nebunit că am o voce foarte frumoasă. Și m-a dus la un radio și mi-au zis să fac o emisiune și a zis, domnule, eu nu sunt capabilă, eu sunt tânără. Așa din prima? Da. Da, eu sunt tânără, eu nu pot să țin așa ceva, adică... Și mi-au zis, dar nu pleca, hai stai și învață tehnică de radio. Hai și veneam seriile și stăteam și învățam și la un moment dat m-au anunțat că fac un departament, le-a zis, dacă eu știri mi-aș dori, o fumeu viața mea. Și economice, că zic, eu asta știu, că asta fac, asta am studiat. Și au făcut un departament de știri la CTFM, Radio de Muzică Rock, care la un moment dat a fost cumpărat de Patriciu, de Adevărul Holding, și am ajuns unii cu reporter la Patriciu, la Adevărul Holding, și aveam doi directori, pe Mura Frânculescu și pe Alexandru Sasu. Eram eu unii cu reporter, cu ei doi, și de la care am învățat o 6 luni de experiență de TV cu oamenii ăștia doi. Da, da. Și veneau toți mari politicieni, eu eram o tânără fată, care învățam de la oamenii ăștia doi și de la băieții cameramani. Și mai apoi s-a destrămat proiectul și m-am angajat la Realitatea. Realitatea a fost unica televiziune unde am lucrat eu vreodată. Acum sunt 10 ani de TV, acum aș vrea o emisiune la radio, măcar o dată pe săptămână. Să o duci în paralel cu televiziunea. Da, mi-ar plăcea tare mult. Ai avea nervi, ai avea timp, ai avea... Da, pentru că radio-ul e, știi, vocea de fapt, asta de-o caut eu. Știi, eu mi-ascult emisiile și tot ce fac, ascult să nu văd, adică trebuie să auzi. Controlul e pe ureche. Așa îți dai seama. Așa îmi dau seama, da. Și cel mai important și cel mai greu e să ții omul atent fără să vadă. La TV e frumos, pui o haină, te machiezi, ești gagică, doamnă, ăla îi arăți un material. Dar cel mai greu e să ții omul atent, atunci ai conținut. Da, da. Când nu ai nimic, e negru, dar e vocea, știi? Și acum cred... Aș avea modestia să zic că aș putea să încerc să am o emisiune la radio. Sper tot așa, politică. Sper să se uite cine trebuie să la ce, invitație, ce făcurăm noi aici și da, și să spunem. Și iată știrea, Denis Rifai și-ar dori să lucreze, o știre, și-ar dori să lucreze într-o televiziune. Denis, îți mulțumesc tare mult. Eu ție, e o onoare pentru foarte mine să știi. Foarte mult îți mulțumesc, ai spus lucruri extraordinar de interesante și deși mi-ai zis că tu nu prea n-ai chef să vorbești despre tine, în afara chestiilor profesionale, eu cred că ai făcut foarte bine că ai vorbit despre tine și că ai arătat niște părți din tine nu doar interesante, ci și care îți adaugă valoare.
Mulțumesc. Și ai făcut bine că ai și lămurit niște lucruri. Sunt cuvinte frumoase. Mulțumesc. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu vouă.